Administrația Fondului pentru Mediu anunță că sesiunea de depunere a dosarelor în vederea validării producătorilor, importatorilor de autoturisme și distribuitorilor pentru programul Rabla 2016 se va derula în perioada 30 mai-3 iunie. Programul Rabla se va derula în 2016 în aceleași condiții ca și în 2015, singura modificare fiind apariția secțiunii dedicată autovehiculelor electrice Rabla Plus. În acest an, valoarea totală a programului este de 220 de milioane de lei, dintre care 75 de milioane de lei vor fi alocate extensiei Rabla Plus, prin care românii pot cumpăra mașini electrice 100%. Quantumul tichetului valoric va fi tot de 6.500 de lei, ca și anul anterior, în program fiind admise la casare mașinile mai vechi de 8 ani. De asemenea, la fel ca și în anul precedent, vor exista ecobonusuri. Bonusul este de 750 de lei la achiziționarea unui autovehicul nou al cărui motor generează o cantitate de emisii de dioxid de carbon mai mică de 100 de grame per kilometru, în regim de funcționare mixt, dar și pentru automobilele hibrid. În cazul programului Rabla Plus va exista pe de o parte o primă de 5.000 de lei acordată celor care vor să cumpere un autoturism nou hibrid, iar pe de altă parte de 20.000 de lei pentru o mașină 100% electrică. Noutatea este că persoanele care vor să aplice la Rabla Plus nu sunt obligate să caseze o mașină veche. Dacă însă cei care vor casa o mașină veche au un plan achiziționarea unei mașini electrice, pot intra în posesia unui tichet valoric de 6.000 de euro. Termenul limită de depunere a dosarelor în vederea validării este 3 iunie 2016. Lista producătorilor, importatorilor de autoturisme și distribuitorilor autorizați să participe în anul 2016 la programul de stimulare a înnoirii parcului auto național și programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic, precum și cea a operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz, vor fi publicate pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.